Bună ziua, 23 octombrie 2024. Suntem la Epuraș. Avem aici un masculaș din ianuarie. 1423, RO22. Aici l-avem pe fratele lui. Amic de altă generație, aici e sora lui, fraț de coib. Aici e tata lor, mascul 97 de puncte. Iar aici din căci mama lui, lor, 96 la 5 puncte, aici avem și cocoș și găină New Hampshire, găină americană, aici poice, New Hampshire, găină de anul trecut, astea trei, două spoice, trei găină de anul trecut. Acolo mai avem un cocoș, baloții de lucernă, aici purcelașii, ce am luat vinerea trecută. Aici un mascul frumos, pregătit de expoziție. Aproape 8 kg din martie. Aici o femelă. Aici un mascul din Wechselberg, Austria, tata lui 97 de puncte. Și la aproape 8 kg, nu l-am mai cătărit să vând. Aici o femeie de martie, frumos. ,300 kg a avut ultima dată, cătărit această femeie. Din martie. Dacă l-a tras un pic curentul azi noapte. Cernă amestecul de cereale. Aici avem scroafa. Undeva peste 180 de kg, 190. Merge foarte bine, anul trecut erau purcei mici. Ne luat în noiembrie. Noiembrie va face un an la mine. S-a făcut foarte bine, a avut undeva la 15-17 kg parcă. Cocoșel pentru tăiat. Avem rațe multe pentru cei interesați. Avem mai multe bucăți. Acum am făcut aici, la purcelaș, am pus covorul ăla paie. Am avut vreo 4-5 zile, tot cu noaptea cu 0 grade. Aici mai avem un mascul și o femeie de californian. Asta e mascul. Dintr-o femelă din neamțul meu și cu baba linie mai veche. Și cu neamț ce l-am adus în iarnă. Aici o femelă iarăși. Foarte
foarte mare în decembrie. Mă pornește, schimbă. Aici sunt rațele, cu șplece goale toate. Pentru cei interesați, avem rațe mute. Acolo e Maia. Liberă. Cocoș de anul ăsta. 6-7 luni. Nu am ce. Cocoșul de anul trecut. Acesta e tata majoritatea puiilor care i-am. Masculă dus de la Paul Luțiu. Alipova l-am băgat în expoziție, a avut 97 de puncte. Nu prilește. E mai smond așa. Fără. Linie foarte bună, cu descendenți foarte buni. Din el. Femeile scoase din el. Foarte promițătoare și ea. Frate, spunea, dar din Marte masculă. Mănâncă foarte bine și el. Ce un păr foarte bun. Este preferatul meu. E și blând, cum vedeți, pot îngăia să mă joc cu el. Se place să fie îngăiat. Ce faci, bandito? Când a pisat aici, uitați ce bine mănâncă. Foarte mâncăcioasă. Vă doresc o zi bună la toată lumea. Cei care doriți, vă puteți abona la canalul meu, Ferma Daniel Husar. Asta la numărul 0, de telefon 0756-575385, în legătură cu, dacă doriți, rațe mute, întrebări în domeniul iepurilor. În 22 noiembrie va fi expoziția la Sanicolau Mare cu Pabanat. Iar ultimul weekend din noiembrie, care va prinde și 1 decembrie, va fi la Lipova. Nu este 100%, dar cam așa s-a stabilit, vom vedea. Iepurașii sunt deparazitați cu Ivomec, le fac deparazitare interioară exterioară. Vaccinați cu Pestorim Urmix, pentru mixomatoză și boala hemoragică EH.
DV și cu BioRabbit care are cele două tulpini de vaccin RHDV1 și RHDV2. Acesta s-a făcut foarte frumos, avem așteptări frumoase de la expoziție din el. Cu el vom vedea cum se va face. Este un pui mic, luat la câteva zile din coi, primit cadou de la pe Gel Manole, iar eu l-am băgat o californiană, cum ați văzut în multe videoclipuri, l-a crescut californiană, a făcut foarte frumos. Am străbunit linie Mihai Blaga 100%. Tatăl lui e un mascul foarte bun, a fost 19,5 la blană, luat la expoziție. Se vede blana pe care o are. Asta de jos e sora lui. Nu e chiar la nivelul lui, are urechi un pic mai mici. Dar este foarte cilindrică. Vedea cum se va face. Din martie. Scol din martie. Și asta e recomina din martie. Asta e din ianuarie. Acesta e din Wechselberg linie. Austria. Aceasta a fost răzucită, i-am dat antibiotic, injectabil. S-a mai revenit, a început să mănânce, totuși nu mănâncă cum trebuie, dar s-a mai revenit. O zi bună, la revedere!